Acum 3 ani, insistența mamei să învăț germana m-a adus la Blaj, unde directoarea avea nevoie de un profesor. Lecțiile mele au devenit o călătorie prin cetățile săsești din prejur. Elevii au desenat la Sighișoara, au urcat în turnul cu slănină de la Moșna. Fiecare familie își ținea slănină aici în turn. Au căutat omul verde de la Richiș, au văzut o nuntă tradițională la Șeica și multe altele. Mama a crescut aici, în Căpâlna, într-o casă care astăzi nu mai există. Dar de născut s-a născut peste drum de târnavă. Un sat renumit pentru culturile de viță de vie. Când era mică, mi se întâmpla să mă uit din ce sat e mama și i-am spunea doar atât. Sunt din Jidveica și vin. În copilărie, mama a insistat să urmez școala și liceul german, de parcă m-aș fi născut și aș fi crescut într-un sat săsesc. Dar da, Jidvei este un sat săsesc, la fel cum e Șona. Și ca mică Valea Viilor, Valea Lungă, Mânărade, Blajul a fost cândva înconjurat de saș. Acum, alți nemți au revenit în zonă.